CS Universitatea Craiova nu a reușit să-și facă suporterii fericiți nici sâmbătă, în etapa a șasea din play-out. Albaștrii au remizat cu scorul de 1-1 în partida disputată pe stadionul extensiv în compania echipei CFR Cluj. Craiovenii au deschis scorul în minutul 9 prin bulgarul Zlatinski. Acesta l-a păcălit pe Merg cu un șut direct pe poartă de pe partea stângă, portarul ardelenilor ieșind eronat pe centrare. Oaspeții au jucat mai bine în partea secundă și imediat după eliminarea capitanului Craiovei Nicușor Bancu, au reușit să egaleze prin Alexandru Păun în minutul 82, acesta profitând de o eroare colectivă a apărării craiovene. Albaștrii spun că echipa nu s-a depărtat de Liga Europa. Poate din cauza mea s-a luat și golul, poate dacă nu luam roșul, poate altfel era rezultatul. Și nu știu ce s-a întâmplat, ne-am retras foarte jos și am pierdut două puncte foarte importante în acest joc. Trebuie să ținem capul sus și să mergem la Ploiești să câștigăm, că nu mai avem nimic de... Vă îndepărtați de Europa? Nu ne îndepărtăm. Suntem acolo, avem 26 de puncte, la egalitate cu Iași. Ei au un joc în minus, este adevărat, dar noi suntem acolo. Nu văd de ce să ne îndepărtăm de locul șapte. Sunt compromise șansele la Europa în acest egal acasă? Nu sunt compromise. Mai avem încă 7 meciuri, dacă nu mă înșel, și... Se poate întâmpla orice. Nici nu suntem salvați de la retrogradare, nici nu avem locul 7 asigurat. Așa că se pot întâmpla foarte multe. Autorul golului oaspeților, Alexandru Păun, este oltean din Drăgășani și și-a adus familia la meci. Ai avut galerie în tribună. Da, mama mea a fost alături de mine și se pare că e un talisman norocos de câte ori vine la meci, îmi scriu. Golul pentru dumneavoastră ai dedicat? Da, pentru mama și pentru vecinii care au venit să mă susțină. Craiova va juca următorul meci vineri la Ploiești cu Petrolul. Echipa feminină de handbal SCM Craiova a obținut sâmbătă cea de-a 11-a victorie din acest sezon. Oltengele s-au impus pe terenul nou promovatei Măgura Cisnădie cu scorul de 26-24 în etapa 24-a Ligii Naționale și au obținut astfel prima victorie în deplasare din retur. De altfel, elevele Simonei Gogârlă nu mai câștigaseră pe teren străin din 12 noiembrie 2015, atunci când au triumfat la Sebeș cu scorul de 30-25. Echipa din Cisnădie aflată pe penultimul loc în clasament le-a făcut viața grea craiovencelor în prima parte a meciului. SCM Craiova a făcut 35 de puncte și se menține pe locul 7 la 2 puncte în spatele formației de pe locul 6, CSM Ploiești. Albalbastrele vor juca sâmbătă cu ultima clasată, Alba Sebeș, în ultimul joc pe teren propriu din acest sezon al Ligii Naționale. Luptătorii craioveni au cucerit 9 medalii la Campionatul Național de Lupte Libere pentru Junior, competiție desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Târgu Mureș. CSM Craiova a avut 3 sportivi pe podium. Ștefania Priceputu a cucerit un nou titlu de campioană la categoria 44 de kg în prima sa competiție la junioare. În finală, olteanca a învins-o pe târgovișteanca Maria Cioclea. La Târgu Mureș, Ștefania a fost premiată cu suma de 5.700 de lei. Celelalte 2 medalii pentru CSM Craiova au fost de bronz, obținute de Maria Corzanu și Ana Maria Enachela. În ierarhia pe cluburi a întrecerii feminine, CSM a ocupat locul 3. Alte 2 medalii de aur au fost aduse în bănie de Alexandra Angel și Constantin Gheorghe, legitimat la liceul cu program sportiv Petra Chetrișcu. Cele 2 cluburi au mai avut și câte 2 medaliați cu bronz. Sportivii de la Universitatea și Trișcu sunt pregătiți de frații Aurel și Marius Cimpoeru.